Inspectoratul de jandarmi județean Galați recrutează candidați pentru școlile post-liceale din Ministerul Afacerilor Interne, Arma Jandarmi, Jandarmeriei Române, fiindu-i aprobate în vederea scoaterii la concurs câte 350 de locuri în instituțiile de învățământ ale MAI, Școala Militară de Subofițeri Jandarmi Grigore Alexandru Ghica Drăgășani și Școala Militară de Subofițeri Jandarmi Petru Rareș Fălticeni. Locurile prevăzute sunt comune pentru femei și bărbați. Pentru a participa la concursurile de admitere la instituțiile de învățământ post-liceal ale Ministerului Afacerilor Interne, persoanele care intenționează să candideze trebuie să îndeplinească cumulativ mai multe condiții și criterii specifice, precum să aibă cetățenia română și domiciliul în România, să fie apți din punct de vedere medical, fizic și psihologic, să fie absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat, să nu aibă antecedente penale, să nu fi desfășurat activități de poliție politică și nici să nu depășească vârsta de 27 de ani. Documentele constitutive ale dosarului de candidat în vederea participării la concursul de admitere în instituțiile de învățământ post-liceal, sesiunea ianuarie 2018, se obțin de la sediul Jandarmeriei Galați. Relații suplimentare la numerele de telefon 0236334161 sau 0236334152, interior 24535 sau 24407, de luni până vineri între orele 8 și 16. Tematica și bibliografia, precum și etapele de desfășurare a probelor pentru concursul de admitere, se postează pe site-ul fiecarei instituții de învățământ.